Bumbescu. Stoica. Lăcătuș. Dribling inspirat al lui Lăcătuș, pătrundere, dar este deposedat de Verkauteren. Pas în adâncime pentru Pițurcă, șut! Minutul 4 de joc, 1-0 pentru Steaua. 1-0 pentru Steaua. Iată că echipei noastre campioane nu i-au trebuit decât 4 minute pentru a recupera diferența de la Bruxelles. Extraordinară pătrunderea lui Pițurcă. Șut cu piciorul stâng în colțul lung și Vecheman a fost bătut. Minutul 4 de joc, Steaua conduce cu 1-0. Belgienii au și repus. Da, și un atac al lui Stoica asupra lui Olsen. Aveți acum reluarea golului, șutul splendid al lui Pițurcă, un șut care a făcut inutilă intervenția disperată a lui Vecheman. Încă o reluare, dintr-un unghi și mai bun, din spatele pot. Steaua joacă astăzi cu trei vârfuri. Lăcătuș pe dreapta, Pițurcă în mijloc și pe aripa stângă, Balint. Corner. Pițurcă retrimite, Balint, gol! Este irezistibilă Steaua astăzi, irezistibilă! 2-0, o atmosferă entuziastă aici pe stadion. Tribunele sunt în picioare. Reluarea golului, Pițurcă, iată-l cu trimite înapoi. O fază în stil englezesc, dacă pot spune așa. Și foarte precis executat de Polonii, până da din nou în reluare acest superb gol înscris de Steaua și din volee Balin înscrie al doilea gol al Stelei, minutul 22 de joc și echipa noastră campioană conduce pe Anderlecht cu 2-0. Datul Olsen, 37 de ani, jucătorul belgian, a reușit să-l deposedeze pe Pițurcă. Gol! 3-0, Pițurcă, bravo, Pițurcă! O atmosferă de nedescris aici pe stadionul din Ghecea, revedeți golul! 3-0, Lăcătuș, intervenție neinspirată a lui Perusovic, balonul ajunge pe capul lui Pițurcă. Pițurcă scrie al doilea gol în această partidă, minutul 71 de joc, Steaua conduce cu 3-0. Vă spuneam, o bucurie, entuziasm de nedescris aici, tribunele stadionului, din nou aveți golul înscris de Pițurcă pe micul ecran, entuziasm de nedescris, galeria stelistă cântă, dansează, salutând cu mare entuziasm acest al treilea gol al Stelei, gol realizat de Pițurcă. Victoria studenților brașoși și aceștia au fost jucătorii Stelei în acest moment. Arbitrul partidei a fluierat încheierea meciului. Steaua câștigă cu 3-0 în fața lui Anderlecht. Steaua este în finala Cupei Campionilor Europeni. Vedeți de-a...